Oamenii de bună credință din satul Vorniceni au organizat de sine stătător o mișcare de salubrizare pentru a elimina mizeria din canalul de scurgere amplasat în centrul satului, care s-a adunat aici de câțiva ani. Administrația locală nu prea are când să se ocupe cu salubrizarea localității, chiar dacă se spune că un gospodar bun se cunoaște după curățenia pe care o are în ogradă. Scopul acestei inițiative este de a face un lucru bun pentru satul Vorniceni. Practic, inițiativa a apărut de la domnul Ion Lucian, un om de bună credință din satul Vorniceni. Ne-am format o grupă de inițiative, între care intră și agenții economici și oameni de bună credință din satul Vorniceni. Cum s-a lucrat, cum s-a organizat? Știți, s-a organizat foarte repede, productiv. Fiecare au avut responsabilitate. Oamenii chiar au arendat și un tractor pentru a săpa și curăți canalul. Ei afirmă cu certitudine că fiecare acțiune realizată de ei este voluntară și din resursele proprii. Asta e începutul lucrărilor care noi trebuie să-l facem în prejurul lăcașului sfânt care se află la noi în sat. După asta mergem, facem pe teritoriu, se curăță pomii, se văruiește gardul. Pe urmă, înainte de Sfintele Sărbători, se face curățenie în biserică, tot cu ajutorul oamenilor care de bună credință. Aici noi lucrăm din inițiativa proprie, fără bani, fără nimic, din tot sufletul. Facem lucruri care trebuie de făcut. La întrebarea echipei noastre de filmare către primarul interimar al satului Vorniceni, Vasile Tofan, de ce nu a realizat până în prezent lucrările de salubrizare, care de fapt sunt în competența primăriei, el a refuzat să răspundă, închizând ușa în nas.